Bucureșteanul în vârstă de 41 de ani, inginer de profesie, venise la Constanța împreună cu un alt coleg pentru a superviza lucrările de extindere a rețelei de canalizare din localitatea constanțeană Lumina. Firma la care era angajat câștigase lucrarea de aici. Cu doar câteva minute înainte să-și găsească sfârșitul în mașina care i-a devenit sicriu, stătea de vorbă cu echipa de muncitori pe care o coordona. După câteva minute, oamenii au auzit de accident și au avut un șoc. Și de acolo au plecat în jos. Și când mi-a spus colegul că e cu faică roșie și cu bocanci. Zic, băi, dar nu-i vale, mă, zic, inginerul. Păi am sunat și mi-a zis că el este. Am auzit ceva și am venit și eu pe margine, văd ce s-a întâmplat, că am zis, salvarea imediat a venit, pompieri, era scos și astea. Păcat. Nenorocirea s-a produs la ieșire din localitatea constanțeană Lumina. Nimeni nu înțelege cum a ajuns bărbatul în botul tirului, mai ales că era un șofer experimentat. Din motive deocamdată necunoscute, șoferul autoturismului cu numere de București a pătruns pe contrasens, moment în care șoferul autotrenului nu l-a mai putut evita și l-a izbit în plin. A intrat în derapaj, a dat semne că se redresează, după care iar l-a aruncat și uitați unde s-a rupt acolo, se vede ruptura aia de asfalt. E, și de acolo l-a aruncat direct în mine. Și consecința. Colegul care l-a însoțit la Constanța este în stare de șoc. Trebuia să urce și el în mașina morții, dar s-a răzgândit, iar acest lucru i-a salvat viața. Inginerul de 41 de ani a fost scos din autoturismul făcut ghem de fiare de pompierii de la descarcerare. Nu a avut nicio șansă de supraviețuire în urma impactului violent. Bărbatul era tatăl a doi copii.